Aproape 21.000 de lei este suma pe care Casa de Asigurări de Sănătate a recuperat-o în 2012 de la medicii care au prescris medicamente gratuite pensionarilor ce aveau venituri mai mari de 700 de lei lunar. Aceasta fiind de altfel una din principalele nereguli constatate de inspectorii Curții de Conturi în activitatea anului 2011. Medicii au prescris rețete pentru acești pensionari cu pensii de peste 700 de RON, fără să cunoască faptul că acești pensionari mai realizau venituri din alte surse sau aveau pensii din două surse. La cabinetul medical au prezentat un talon de pensie care avea pensia sub 700 de RON și acești medici au prescris. Costul medicamentelor le-a suportat medicul. Dacă acel medic ar fi avut cunoștință că pensia este mai mare de 700 de RON, nu prescria cu siguranță. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate este convins că în aceste cazuri nu a fost vorba despre rea credință a medicilor care au prescris astfel de medicamente. Un alt aspect semnalat de același raport al Curții de Conturi este cel legal de prescrierea de medicamente pentru persoane decedate. S-a invocat preluarea CNP-ului greșit. Acum noi am validat, Casa de Sănătate a validat aceste rețete și le-a acceptat la plată, pentru că în fiecare lună noi primim pentru luna anterioară lista persoanelor decedate de la primărie. Procesarea datelor se face luna următoare. Dacă s-a făcut raportarea, dacă nu am primit de la primărie în termenul stabilit la începutul lunii până în data de 10 aceste liste cu persoanele decedate, noi nu avem de unde să știm că acea persoană este decedată și automat s-a validat. Verificările efectuate de CAS în cursul anului 2012 au dus la descoperirea acestor nereguli înainte să fie semnalate de Curtea de Conturi, iar prejudiciul a fost recuperat în cursul anului 2012. A fost recuperat în totalitate și pentru persoanele decedate și prescripțiile pentru persoanele decedate și asistență medicală acordată pe timpul spitalizării. A fost recuperat de la spitale și aceste prescripții pentru pensionarii pe 700, cu pensii mai mari de 700. Neregulile constatate nu au fost foarte multe, prejudiciul nu a fost foarte mare și niciunul din medicii cărora li s-au imputat aceste sume nu a contestat, spune directorul CAS Giurgiu, care consideră că în toate cazurile a fost vorba doar despre erori. Atâta timp cât s-a recuperat prejudiciul, nu am avut niciun fel de... Adică n-am avut o opoziție din partea celor care au trebuit să suporte aceste cheltuieli și au însușit greșeală.